Bună seara și bine ați venit la primul webinar din seria celor patru dedicate programului gratuit de învățare a programării, Scratch. Eu sunt Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor și voi fi moderatorul acestor webinarii. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, tineri și profesori. Prin cele trei programe pentru tineri, învățători și profesori de informatică, Opening Opportunities, Îndreptar Digital și Predau Viitor, creăm experiențe educaționale care să pună accentul pe predarea informaticii aplicate. Anul trecut, Comisia Europeană a răsplătit modelul nostru educațional din Opening Opportunities cu premiul pentru Digital Skills in Education în cadrul European Digital Skills Award. În cadrul programului Predau Viitor, lucrăm și sprijinim profesori ca dumneavoastră care își doresc să predea o informatică aplicată, transdisciplinară, bazată pe proiecte și pe colaborarea cu industria de IT din România. De asemenea, creăm resurse educaționale gratuite și deschise pentru a sprijini predarea informaticii și gândirii computaționale la orice nivel de învățământ. Acesta este primul webinar de introducere în Scratch, program recomandat ca mijloc de învățare în noua programă pentru gimnaziu. La finalul seriei de patru webinarii, veți ști cum să utilizați Scratch pentru pregătirea lecțiilor dumneavoastră și cum să maximizați învățarea în timpul clasei. Pentru absolvirea seriei de webinarii Scratch și primirea unei diplome de participare, trebuie să fiți prezenți online la toate cele patru webinarii și să realizați toate cele patru teme pe parcurs și proiectul individual final, care presupune exersarea la clasă cu elevii a unui proiect Scratch. Acest webinar este construit pentru profesori cu experiență limitată în Scratch. Ca să putem să construim o experiență de învățare cât mai relevantă, este absolut necesar să completați cât mai deschis formularul de feedback. Deloc în ultimul rând, această serie de webinarii a fost posibilă cu sprijinul Google Computer Science for High School și vă mulțumim pentru completarea formularului inițial solicitat de colegii de la Google, care v-a fost trimis deja prin e-mail și pe care vi-l vom trimite și în mailul post acestui webinar. Acum, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. După prezentarea Oanei Șipoș, care o să dureze în jur de 40 de minute, o să citesc întrebările voastre de pe chat din dreapta ecranului pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Înainte să începem, vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare printr-un simplu click pe bulina corespunzătoare răspunsului. Dacă ați mai participat până acum la un webinar, o să așteptăm câteva secunde ca toți să aibă timp să voteze, să aleagă răspunsul potrivit. Mulțumim! Oana, mă bucur că ești alături de noi și când vrei, poți începe. Bună, Ana, mă auziți? Da, te auzim foarte bine. Mă auzi? Te auzim super, foarte bine. Perfect. Mă bucur, în primul rând, să fiu aici cu dumneavoastră în seara aceasta. Așa, începem cu prezentarea. În primul rând, mulțumesc, Ana, și mulțumesc Asociației TechSoup pentru ocazia unică de a fructifica cunoștințele obținute în ultima vreme în materie de Scratch. Sunt aici să le împărtășesc și aș vrea să maximizăm experiența aceasta. Așa că să începem. Puțin despre mine, sunt aici în contextul în care am lucrat împreună cu Ana ca și ambasador pentru Code Week. Code Week este o inițiativă a Uniunii Europene, practic își dorește să promoveze programarea și alfabetizarea digitală în rândul tinerilor și nu numai. Suntem la a șasea ediție, anul acesta o vom sărbători pe a șasea.
Are loc în octombrie și practic este deschis oricui dorește să organizeze evenimente care să ajute la promovarea programării. Așadar, dacă doriți să aflați mai multe informații, vă îndemnăm să ne căutați pe Facebook, Code Week România, sau chiar pe codeweek.eu, codeweek.eu. Așa. Ce mai vreau să vă zic este că începând din septembrie anul trecut am organizez un club de programare pentru copii între 7 și 9 ani, ceea ce m-a pus într-o poziție de a acumula multe cunoștințe, atât în materie de Scratch, dar și despre cum se pretează Scratch pentru vârsta aceasta. Să începem cu agenda celor 4 webinarii. Fiind primul și cel mai de bază, am decis ca în primul webinar să începem prin a vă familiariza cu Scratch. Ce este, unde îl găsim, cum putem lucra cu el și primele blocuri de bază. Știu că a fost trimis un chestionar și acolo sunt persoane care n-au mai interacționat niciodată cu el. Din acest motiv, poate unora dintre dumneavoastră li se va părea poate simpluț, poate mai puțin provocator la prima apariție, însă vă promitem că la nivelul 2 și 3, cel intermediar și avansat, vom aborda lucruri mult mai complexe, astfel încât să aveți tot mai multe idei. Așadar, după primul nivel, vom continua cu cel de-al doilea și al treilea, urmând ca în ultimul, cel de-al patrulea webinar, să povestim despre exemple mai complexe. Dacă astăzi vom folosi poate câte 5 blocuri, unul după altul, pentru exemplele complexe vom avea mai multe personaje care vor interacționa unul cu altul. Veți vedea la ce mă refer pe parcurs. Sigur, vom pregăti și proiectul final. Important de precizat, pentru fiecare webinar veți avea o temă, așa cum zicea Ana, le vom evalua împreună, vă vom da mai multe detalii despre acest aspect pe e-mail. Ne puteți scrie oricând pe contact@predauviitor.ro atunci când vă împotmoliți, aveți întrebări, nu vă este clar task-ul, aveți orice problemă, liniștiți, ne puteți scrie. Și sigur, pe parcurs vă încurajăm să puneți întrebări dacă ceva nu este clar. De câte ori am ocazia să predau ceva anume, le spun cursanților mei că să fie critici, practic, și să nu considere că doar problema poate fi doar de latura lor. E foarte posibil ca eu să nu fi explicat destul de clar sau să fi sărit un pas, crezând că aveți anumite cunoștințe, așa că nu sunt întrebări stupide, nu vă cunoaștem, nu vă vedem, sunteți să vă simțiți confortabil. Bun, și ce facem astăzi? În primul rând, povestim pe scurt despre Scratch, ce este Scratch, cum a început proiectul. Vom prezenta site-ul ca să vă puteți orienta pentru materiale mai multe, practic, pentru viitor. Vom discuta despre unde anume putem folosi Scratch, îl putem folosi doar dacă suntem online sau putem avea acces la el și offline. În ce limbă putem folosi Scratch? Momentan vorbim limba română, dar de obicei acest tip de resurse sunt în limba engleză. Vom afla în curând. Trecem la prezentarea spațiului de lucru și începem printr-o introducere în blocurile de bază. Sigur, la final și chiar și pe parcurs vom avea și sesiuni de întrebări, așa că notațiile și veți avea cu siguranță ocazii să le adresați. Bun, să începem atunci. Ce este Scratch? Scratch este un proiect al grupului Lifelong Kindergarten, adică grădinița pe viață, pe românește, de la MIT Media Lab, laboratorul al Massachusetts Institute of Technology, adică Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Boston, aflat pe coasta de est a Statelor Unite. Este un program open source și asta înseamnă că îl putem folosi gratuit. Nu plătim, nu este o licență. Este o licență, însă licența este una de tip open source care ne permite să folosim gratuit aceste resurse. Folosind Scratch ne putem programa povești interactive, putem crea jocuri și chiar animații. În plus, putem să le împărtășim, adică există o platformă pe site-ul Scratch, veți vedea în curând, pe care putem să uploadăm proiectele de care suntem mândri, fie noi, fie copiii de la clasa noastră. Da?
Scratch ajută tinerii să gândească creativ, să fie critici, să colaboreze, o aptitudine esențială în secolul în care trăim. Așadar, cum putem folosi Scratch? Răspunsul este, îl putem folosi atât online cât și offline. Online înseamnă că putem să folosim browserul în browser, practic. Veți vedea că e foarte simplu. Dacă vom merge pe site-ul Scratch și veți vedea că este foarte intuitiv, din primul moment puteți vedea butonul pentru a începe mediul. În același timp, este și un editor offline. Asta înseamnă că dacă puteți vedea aici pe scratch.mit.edu /download, puteți și să vă coborâți, practic, acest editor offline și să-l folosiți fără acces la internet. Este și ceea ce voi folosi eu astăzi. Bun, înainte să trecem la treabă, însă vreau să vă prezint site-ul, așa că mergem pe site, acesta este site-ul. Cel mai probabil prima dată când îl veți accesa, veți vedea că este în limba engleză, însă am vești bune, putem să-l folosim și în limba română. Dacă mergem în josul paginii, aveți bara de selectare a limbii. Aici vom căuta limba română, așa. Nu sunt toate resursele, nu este 100% tradus. Veți vedea că pe parcurs mai sunt scăpări și scrie în engleză, însă sunt sigură că o să vă descurcați, pentru cei care nu vorbesc limba engleză, mă refer. Așadar, practic, cum ziceam, în momentul în care apăsăm creează, suntem direcționați către, practic, programul Scratch, da? Ceea ce folosim și vom folosi astăzi. Voi merge puțin înapoi pentru a vă arăta mai multe informații despre site. Cel mai important lucru, cred, în acest moment pentru dumneavoastră este să vedeți eventual acest video care durează în jur de 2-3 minute. E o prezentare simplă. După care, partea de proiecte recomandate sunt practic proiecte care au fost foarte votate de către comunitate. În principiu sunt destul de complexe, că oarecum de asta ajung aici, însă, de exemplu, să avem unul. Partea bună este că putem să vedem în interior cum a fost un proiect creat. Sunt mai multe materiale care se încarcă, 49 de materiale nu sunt multe, am văzut proiecte cu câte 800 de materiale. Deci, e de dreptul un film, așa că am să-l opresc deocamdată. Aș vrea doar să vă arăt că, practic, din vezi interior, poți să vezi efectiv care este, cum arată proiectul, cum a fost codat. Să nu vă speriați de ceea ce vedeți acum, sigur, asta e efectiv un proiect la care sunt sigur că s-a muncit foarte mult. Ce e de reținut este că din astfel de proiecte puteți să vă inspirați și vă mărturisesc că și eu, la rândul meu, în momentul în care creez un nou proiect pentru copii de la școală, mă inspir de aici, din proiectele acestea. Sigur, le simplific, nu putem să lucrăm într-o oră, să ajungem la astfel de complexități, dar e un bun început. O altă resursă foarte, foarte interesantă și pe care vi-o recomand cu mare drag, în josul paginii este partea despre, care se adresează atât părinților, profesorilor, dezvoltatorilor. Vă recomand cea pentru profesori. Sigur, aveți un TED Talk de la creatorul Scratch, pe care și pe acela vi-l recomand, l-am văzut și a fost foarte inspirațional. Și nu în ultimul rând, parte de tips page, care are diferite proiecte care vă duc pas cu pas la crearea primelor proiecte în Scratch. Sunt poate, nu știu câte, 8 pași, cred că ia maxim 15 minute fiecare. Însă partea foarte interesantă este că aveți deja ceva care funcționează, care e interactiv, de exemplu un joc în care aveți de prins merele. Nu voi intra în mai multe detalii ca să putem trece la partea practică, însă vă recomand cu mare drag să vă uitați după webinar sau în timpul nostru liber la aceste resurse. Sigur, nu în ultimul rând,
Veți putea să vă creați un cont aici dacă aveți unul deja sau dacă vreți să vă creați unul de la zero. Sunt mai mulți pași în care vă introduceți mai multe date. Aici vă chiar îndeamnă să nu folosiți numele real. Sunt sigură că o să vă descurcați să vă creați un cont pentru cei care nu au. Există și un forum, da, există asistență, puteți pune întrebări, este un forum de discuții care, din câte știu, este majoritatea în engleză, însă sunt sigură că dacă vreți orice ajutor, sunt și alte limbi, însă se pare că româna nu e neapărat printre ele. În regulă, cam astea cu site-ul, vă îndemn să îl testați, să vă jucați, să vă plimbați pe site și să găsiți tot ce vă oferă cei de la Scratch. Bun. Am povestit de site, am povestit despre ce este Scratch, dacă îl putem folosi în online și offline. Vom trece la partea de limbă, pentru că și aici voi trece direct în editor, dar este exact aceeași experiență în browser, pentru că, din nou, la fel ca și pe site, sigur, este prima apariție este în limba engleză. Însă, vești bune, putem să îl schimbăm în limba română. Practic, de la acest buton, da, globul, ținând mouse-ul pe săgetuță, vom merge în jos și putem să selectăm limba română, ceea ce voi face în acest moment. Așadar, avem disponibilă limba engleză, dacă preferați limba engleză, limba română, dacă copiii sunt mai mici și, sigur, chiar și alte limbi, în cazul în care aveți copii care vorbesc mai multe limbi și preferă o altă limbă. Bun. Înainte de a trece la partea practică, da, aș vrea să vă menționez, asta e așa o parte de poveste cumva, dar aș vrea să menționez câteva lucruri din experiența mea din ultimele luni. La ce mă refer? În primul rând, aș dori să vă sugerez să le repetați copiilor de la clasele noastre că suntem într-o eră și într-o poziție în care nu ne mai permitem să fim doar consumatori, fie că vorbim aici de jocuri, de site-uri, de aplicații. Este foarte important să fim și creatori, da? Să înțelegem cum funcționează jocurile, să știm ce este în spatele unei aplicații și să ne dezvoltăm din timp abilitatea de a le crea. Le repet mereu lucrul acesta copiilor cărora le predau și atunci când le spun îmi doresc ca tu să-ți programezi jocul tău, observ că li se aprinde un beculeț în ochi și că sunt mai motivați să lucreze și să învețe lucruri noi. În plus, sigur, veți găsi și copii care se vor plânge de Scratch, fie că uneori fără să-l fi folosit de fapt vreodată. Dar poate că prima impresie este că este un limbaj de programare, să zicem, da? un tool, un ustensilă care pare a fi copilărească. Însă principiile pe care se bazează Scratch sunt ceea ce contează și cred că la orice vârstă putem să-l folosim pentru a transmite anumite cunoștințe, în speță cele de bază. Așa că vă doresc să vă țineți pe poziții, să le argumentați celor mici de ce le poate fi util Scratch. Bun. Cam asta a fost experiența mea. Dacă pe parcurs aveți nevoie de mai mult ajutor, scrieți-ne liniștiți. În regulă. Trecem atunci la treabă. Vă voi prezenta în primul rând spațiul de lucru pentru cei care nu sunt încă familiari cu mediul Scratch. Practic, în partea din stânga, da, unde vedeți și logo-ul, da, pisica portocalie, este rezultatul la ceea ce vom programa. În partea dreaptă vom trage, da, blocuri de cod din blocul din mijloc. Da, sigur, în mijlocul ecranului, după cum puteți vedea, avem mai multe tipuri de blocuri, cumva sortate pe diferite, direcții pe care se focusează. Astăzi vom vorbi despre mișcare, aspect, evenimente și control. Așa, în partea din stânga jos, în primul rând avem scena, adică ce înseamnă scena,
haideți să și alegem una. Avem o bibliotecă de decoruri și practic putem să folosim un decor pentru jocul, animația noastră, da? În partea de jos avem partea de personaje, putem să avem oricâte personaje dorim noi. Avem și aici o librărie, da? Hai să alegem un animal, să luăm un urs, hai să luăm un câine. Ok, bun. Așa cum ziceam, puteți aveți mai multe personaje. În regulă, sigur, important de precizat, vom folosi și în webinarele următoare, puteți să aveți mai multe scene și puteți să vă adăugați și scena dumneavoastră. Există aici o parte de încarcă decor din fișier. Deci dacă aveți dumneavoastră o poză pe care vreți să o puneți în spate, foarte ușor. La fel, dacă doriți să desenați ceva, un decor nou, puteți să-l desenați. Dacă aveți acces la o cameră, puteți să luați decorul dintr-o cameră, da? Dacă laptopul sau calculatorul cu care lucrați are o cameră video, foarte ușor. Este același principiu și pentru personaje. În primul rând, alegem un personaj din bibliotecă, putem să-l desenăm, putem să desenăm un nou personaj dacă vrem. Putem să încărcăm un personaj din fișier, de exemplu, la un moment dat le-am făcut poze copiilor, da? I-am pozat și apoi am încărcat pozele lor în spațiul de lucru. Așa, nu în ultimul rând, vom vorbi despre partea de meniu, care este cea de aici, de sus. Practic, ați avut deja de a face cu limba. La partea de fișier putem fie să creăm un nou proiect, fie să deschidem unul existent, putem să-l salvăm, putem să înregistrăm o secvență video cu proiectul, să-l împărtășim în pagina web și să vedem existența actualizărilor, care sunt, ce s-a schimbat. La editează putem să vedem, să restaurăm o acțiune, adică să o anulăm. Și aspectul cu scenă mică și modul turbo nu prea le folosim, așa că putem să le lăsăm deoparte deocamdată. Bun, la partea de sfaturi aveți tot felul de alte idei. Din nou, dacă aveți timp și răbdare, vă sugerez să vă uitați aici. De fapt, e partea. Sunt multe dintre cele, exemplele date aici sunt cele care sunt și pe pagina pentru profesori. Așa, iar ne spune despre Scratch, nu dau click pentru că mă va duce pe site. Mai avem aici câteva icoane. Pe scurt, practic, dacă folosesc primul duplică, dau click pe un obiect, pe un personaj, practic îmi va face un al doilea personaj, da? Pot să-l mut și să vedem că avem un al doilea câine. Cu foarfeca putem să ștergem, da? Îl vom șterge pe acest câine creat recent. Cu mărește, putem să mărim dimensiunea câinelui, iar cu micșorează, așa cum îi zice numele foarte sugestiv, putem să micșorăm. Da? Vă voi arăta și semnul întrebării, nu înainte de a trece, de fapt, la blocuri. Să începem cu ele. Da, așa cum le zice și numele, și din ce am observat, copiii rețin foarte bine folosim culorile. De multe ori, dacă mă refer la un anume bloc, e mai greu pentru ei să facă o relație, însă dacă le spun, uite, vezi blocul acel albastru, mai am nevoie de unul ca și acela. Deci, făcând referință la culori, este mult mai ușor pentru ei să rețină și să vadă cumva diferite, faptul că anumite lucruri se repetă. Da? Bun. Practic, tot blocul albastru de mișcare are de-a face cu coordonate, cum putem mișca obiectele pe orizontală, pe verticală, cum le putem roti în jurul axei, de exemplu, sau ce se întâmplă dacă atinge marginea, de exemplu. Da? Partea de aspect sunt părți care practic au legătură cu personajul, fie că vrea să spună ceva, fie că vrea să-și schimbe costumul și vom vedea îndată ce înseamnă costum. Așa, fie că vrem să îi schimbăm culoarea și diferite efecte grafice în general.
La parte de evenimente, care e una dintre cele mai importante și probabil de nelipsit în aproape orice proiect, este blocul în care declanșează acțiunea, da? Când dăm click pe ceva, ce vrem să se întâmple când dăm click pe tasta spațiu, ce vrem să se întâmple atunci când dau start, adică pe acest steguleț verde. Îl vom folosi frecvent, chiar și astăzi. Iar la partea de control, sigur, sunt tot felul de blocuri decizionale sau chiar bucle. Fie că e vorba de repetă până când, fie că e vorba de repetă de X ori, dacă ceva se întâmplă atunci, fă următorul lucru, altfel fă altceva, fă următoarea acțiune la infinit. Nu vom folosi fiecare dintre blocuri, pentru că în acest moment încă nu are prea mult sens, însă vă promit că vom reveni la multe dintre ele, majoritatea lor, le vom atinge prin exemplele din webinarile viitoare. Așa, putem să trecem deja la partea de interacțiune, da? Voi începe cu partea de evenimente. Practic, în primul rând, voi trage un bloc. Este atât de simplu. Dăm click pe un bloc și îl mutăm în partea dreaptă, da? Veți vedea că pe parcurs e foarte intuitiv din punct de vedere al interacțiunii blocurilor. Nu, sigur, nu putem să folosim orice bloc după orice bloc, însă avem cumva sugestii în acest sens. Bun. Vă ziceam mai devreme de blocul de ajutor, da? În momentul în care nu știți ce face un anume bloc, nicio problemă, dăm click pe semnul întrebării și îl mutăm pe blocul respectiv, da? Ceea ce declanșează deschiderea unei ferestre care deja îmi spune, de exemplu, vedeți deja că avem exemplele sau, mă rog, explicațiile în limba engleză. Deci aici mai avem de lucru. Probabil că am putea ajuta și noi la traducerea tuturor acestor resurse. Bun, haideți să implementăm chiar primul exemplu pe care mi-l sugerează cei de la Scratch. Voi merge la blocurile albastre, da? În momentul în care deci îl rog pe câine să meargă la 0,0, asta înseamnă practic mijlocul ecranului, așa, și apoi la infinit îi voi zice, mișcă-te câte 10 pași, da, înaintează 10 pași și în același timp rotește-te 15 grade. Așa cum puteți observa, aceste valori sunt absolut editabile. I-am dat click, așa ca și pornit. Puteți să și vedeți, are o aură galbenă, cum ar veni, care sugerează, practic, ce bloc rulează în acest moment. Acest lucru are sens în momentul în care aveți mai multe astfel de secvențe și nu sunteți siguri, ce anume, care bloc, rulează. Bun. Am implementat acest exemplu, așa că următorul pas ar fi să încercăm să controlăm, exemplu, câinele cu săgețile, stânga, dreapta, sus și jos. Da? Acum nu mă ajută foarte mult poziția în care este el, așa că o să vă arăt un trick, adică dacă dau click pe un bloc anume, are efect pe personajul care este selectat practic. Da? După cum ați observat, în momentul în care unul dintre personaje este selectat, asta înseamnă că el este cel pe care îl programez, pe de o parte, și pe de altă parte are culoare în jur ca să fie clar. Bun. Să-l rotez de tot, să-l aduc la poziția lui inițială, așa cum încă o dată sus, perfect. Bun. Ce vreau să fac în acest moment, voi închide această fereastră, este manipulez practic săgețile, da? Nu mai am nevoie de aceste blocuri, așa că le șterg fie trăgându-le către blocul din mijloc, fie dând click dreapta și ștergându-l. Putem și să-l duplicăm, da? Putem să adăugăm câte un comentariu sau să verificăm ce face blocul respectiv. Îl voi șterge de data aceasta. Da? Merg la partea de evenimente din nou și probabil că vedeți că unele dintre blocuri au anumite săgeți. Da? Asta îmi dă libertatea să aleg ce tastă vreau să manipulez. Să începem cu tasta din dreapta. Da? Voi merge la partea de mișcare. Practic, în momentul în care apăs tasta dreapta, vreau să înainteze 10 pași.
În același timp, în momentul în care tasta săgeată stângă este apăsată, doresc să înainteze la partea stângă. Da? Sigur, asta e una din lucrurile pe care le facem cu copiii. În momentul în care apăs tasta din dreapta, el merge la dreapta, dar în momentul în care apăs tasta stânga, da? Săgeată stânga, el tot înainte merge. Sigur, v-ați dat seama, e vorba de axele X și Y. Pentru a-i spune să meargă la stânga, da? Trebuie să înaintăm sau să mă rog, să ne întoarcem pe axa X, adică îi vom spune înaintează cu minus 10 pași, da? Și în acest moment, în momentul în care apăs săgeată stânga, el se deplasează în spate, da? La stânga. Bun. Haideți să vedem acum ce se întâmplă. Mai adăugăm un bloc din secțiunea de mișcare. Dacă atingi marginea, ricoșează. Da? Îi spunem, dacă înaintează, înaintează, înaintează și dacă atingi marginea, ricoșează. Da? Întoarce-te înapoi. Să vedem ce face. Da? S-a întors cu fundul în sus. Dacă mergem înainte, atenție doar în momentul în care apăsăm săgeată dreapta, va ricoșa. Nu am această condiție în momentul în care apăs asta săgeată stânga. În regulă. Să mai facem următorul lucru. Hai să-l învățăm și să spună salut în momentul în care apăsăm săgeata stânga, de exemplu, da? Din nou, tot ce este alb poate fi editat, da? Să-i zicem. Și în același timp puteți observa că în momentul în care duc mouse-ul și blocul către acest bloc, sigur, pot pe de o parte să las imediat după, puteți observa o linie albă, fie între cele două. Da? Îl voi lăsa între cele două ca întâi să-mi spună pentru 2 secunde salut, urmând ca mai apoi să se întoarcă, să se ducă spre partea stângă. Da? Deci dacă mă duc spre zic să-l întoarcem, să fie să ne ajute un pic așa cu orientarea, să ne... Așa, perfect. Deci dacă merg la dreapta, înaintează 10 pași, sigur, dacă voi atinge marginea, va ricoșa, dar dacă vreau să mă duc la stânga, îmi zice salut pentru 2 secunde și apoi va înainta 10 pași. Da? Important aici, veți vedea că aveți opțiunea de a spune hello sau, mă rog, de a spune orice pentru câteva secunde, pur și simplu de a spune salut, pur și simplu de a gândi. Diferența dintre spune și gândește este efectiv modul în care este împachetat mesajul, faptul că atunci când zice gândește, se gândește ca și pentru el. Da? Haideți să-l testăm. Să zicem, gândește-te pentru 2 secunde, înaintează și apoi spunem salut. Observați bulinele, da? S-a mișcat și apoi a spus salut. Mai fac o dată ca să vedeți. Pur și simplu diferă căsuța aceasta de dialog, practic. Bun, acum, sigur, ne mișcăm la dreapta, ne mișcăm la stânga, însă am dorit foarte mult să ne mișcăm și pe verticală, da? În sus și în jos. Și în acest sens voi trece la pisică, să o programăm și pe ea, da? Scap de acest pic, în primul rând. De data aceasta voi verifica, voi folosi tastele A pentru partea stângă. Îmi cer scuze, se pare că rămân fără voce. Așa. Practic, probabil știți, copiii când se jucau pe calculator, există diferite taste dacă jocul este multiplayer. Îmi cer scuze, am băut un pic de apă. Bun, folosim tasta A pentru a merge spre stânga, dar de data aceasta modificăm, practic, valorile lui X și Y. Adică, atunci când apăsăm tasta A pentru a merge la stânga, modificăm X cu minus 10, da?
Folosim de pentru a merge la dreapta, adică modificăm x cu 10. La fel, ca să mergem în sus, vom folosi tasta W. Așa, voi mai trage încă un bloc pentru S, care va fi folosit pentru a ne deplasa în jos. Iar la mișcare, practic, modificăm Y de data aceasta, da? Dacă vrem să mergem în sus, modificăm X cu 10, iar dacă vrem să mergem în jos, modificăm S cu minus 10. Mă rog, modificăm valoarea lui Y, da? Cu minus 10. Să și testăm acum, da? Dacă apăs D, el merge la dreapta, corect. Dacă apăs A, merge la stânga, corect. Dacă apăs W, se deplasează pe verticală, da? Iar dacă apăs S, se deplasează pe verticală, însă în partea din jos. Este unul dintre, nu știu, exercițiile mele preferate. Știu că unii copii au problemă cu partea de coordonate și de a înțelege cum se schimbă. Așa că mi se pare că Scratch este una dintre metodele cele mai la îndemână pentru a explica, practic, această noțiune. Bun. Deci am văzut până în acest moment cum putem să declanșăm evenimente, da? Cum putem să le controlăm și să le, practic, să le pornim, cum putem să mișcăm un personaj pe verticală și pe orizontală. Am văzut deja și câteva blocuri din partea de aspect sau chiar mișcare. Continuăm acum cu un exercițiu nou, adică vă mai arăt, intrăm în mai multe blocuri. Vom începe acum cu stegulețul verde. Practic vrem că atunci când dăm click pe stegulețul verde, să îl facem pe acest motan să se orienteze după mouse. Da? Practic avem acest bloc în partea de mișcare. Îi zicem, orientează-te înspre cursorul mouse-ului. Da? Avem iar săgeata care ne indică faptul că el poate să se orienteze și către alte personaje. Așa. Să-i dăm start, deci. Zic mai bine să începem cu un nou personaj pentru că e foarte posibil să-l fi confuzat cu toate. Ia să văd, am folosit? N-am folosit. Bun, perfect. Mărul. Luăm mărul și din nou când dăm click pe start, practic vrem să... pardon, orientarea practic doar se orientează, nu face nimic altceva, e ca un set, da? Atunci vreau să se ducă la cursorul mouse-ului, asta era greșeala mea. Din nou, pot să-i spun, du-te la o poziție aleatoare, du-te către personajul câine, către personajul numit Sprite One, da? Care este practic pisica. Bun, hai să dăm start, da? Te-ai dus de tot. Se pare că nu mă ascultă de data asta. Oricum, ceea ce trebuia să se întâmple, veți vedea că în Scratch uneori unele lucruri sunt, poate nu merg așa cum v-ați aștepta, cel puțin la anumite versiuni am găsit diferite bug-uri și asta e ceva întâlnit în software, nu e nimic anormal, da? Bun. Continuăm cu, vom folosi practic tasta spațiu de data aceasta, da? Când tasta spațiu este apăsată, vreau să treacă la următorul costum. Să vedem acum dacă mărul are costume. Mărul nu are costum, așa că îi vom crea noi un costum. Ce înseamnă un nou costum? Veți vedea, practic pot să-l duplic și, de exemplu, să-i dau o altă culoare. Da? Folosind această găleată, selectez o altă culoare, da? Și avem deja un nou costum. Da? Cu ce ne va ajuta asta? Veți vedea în curând. Practic, la partea de aspect, avem blocul trece la costumul Apple 2. Apple 2 este practic numele deja generat în momentul în care am făcut o copie a mărului, da? Și să vedem ce înseamnă asta. Apăs tasta spațiu,
Ah, este deja la Apple 2. Sigur că nu funcționează. Așa că îi spun, dacă apăsați asta spațiu, treci la celălalt costum, da? La Apple, adică cel original. Da? Am apăsat asta spațiu, s-a colorat în roșu. Însă, din nou, la fel ca și eroarea de dinainte, dacă apăs din nou spațiu, nu se mai întâmplă nimic. Da? Partea bună este că asta o putem schimba dinamic, adică există un bloc de costum, costumul următor, ceea ce înseamnă că în momentul în care apăs spațiu, va trece la celălalt costum. Da? Dacă am 5 costume, va trece prin fiecare dintre ele. Da? Momentan, doar roșu și albastru. Cred că am trecut deja prin multe. Ana, vrei să vedem dacă are cineva întrebări? Putem să facem o pauză eventual. Așteptăm dacă aveți întrebări despre unul dintre blocurile de care am discutat momentan. Da, putem să așteptăm să luăm câteva întrebări pentru orice neclarități de până acum. Exact. Țineți minte, nu sunt întrebări ne la locul lor sau ieșite din comun. Cu cât vă răspundem și clarificăm mai multe în acest moment, cu atât mai bine. Oana, cred că deja putem să continuăm. O să, oricum, okay. O să mai preluăm întrebări la sfârșit sau când la sfârșit. Decizi. Da. Exact, da. Sigur. Perfect. Bun, să continuăm atunci. Practic, aș vrea să vă mai arăt un lucru, poate încercăm să-l programăm un pic mai mult, pentru a vă ajuta și cu tema de casă, care cred că nu este una dificilă, cred că ar trebui să vă ia între 20-30 de minute, sigur, dacă vreți să vă uitați mai mult, să vă jucați mai mult, absolut, însă nu cred că este una dificilă, veți vedea în ce constă la finalul webinarului. Așa, bun, ce vreau să programez acum, aș vrea ca în momentul în care voi, practic avem pisica și avem mărul, să le facem să interacționeze. Cum? În momentul în care pisica va atinge mărul, aș vrea ca mărul să schimbe culoarea. Ok? Nu însă, nu costumul, culoarea, da? Asta ne va da și șansa să vedem un alt bloc, da? Bun, haideți să programăm. Avem pisica, da? Pisica știe să meargă la stânga, la dreapta, sus și jos. E perfect. Voi scoate acest bloc ca să nu ne încurce. Așa. Și mărul, mărul este cel care va trebui, practic, să schimbe culoarea, da? Bun. Numai o secundă. Cel mai probabil, cel mai ușor va fi să programăm pisica și să-i spunem hei, pisico, dacă atingi, da? Haideți să vedem. Practic va fi un bloc care se va repeta, așa că îmi voi face un pic de loc. Da? Folosim un bloc de dacă, da? Pe care îl voi avea în toate cele patru cazuri, ca indiferent de direcția în care mă mișc să se declanșeze acest dacă, da? Aici avem o formă hexagonală care nu face parte din blocurile pe care le învățăm astăzi, dar sunt sigură că veți înțelege. Practic avem partea asta de detecție, da? Albastru, deschis, și putem verifica dacă atinge Apple, da? Da, dacă atinge mărul, îl voi trage, după cum vă ziceam, deja îmi indică faptul că are loc în acest loc, în această formă hexagonală, da? De exemplu, dacă aș vrea să tragă răspunsul în blocul de dacă, pentru care o formă mai dreptunghiulară și cu rotunjită, cu
cu capetele rotunjite, nu mi se aprinde cumva acea parte luminoasă ca să-mi indice că într-adevăr poate fi folosit acest bloc în bucata de dacă. Așa că și asta e un semnal vizual și pentru copii, pentru a înțelege dacă un anumit lucru este posibil sau nu. Bun. Deci verificăm dacă pisica atinge mărul, da? Cel mai probabil pisica își va schimba acum culoarea, da? Dar nu contează. Practic, în funcție de personajul pe care îl programăm, va avea efect asupra lui sau nu. Bun. Avem aici, la partea de aspect, modifică efectul culoare. Da? Să îl testăm. Practic, da, acest eveniment se va declanșa acum doar în momentul în care voi apăsa tasta A, așa că pentru a mă asigura că am acest bloc în toate cazurile, fie că merg la stânga, dreapta, sus sau jos, îl duplic și îl atașez fiecare caz. Sigur, asta nu înseamnă că încurajăm, dar ar trebui să fie un cod dry, don't repeat yourself, n-ar trebui să ne repetăm, însă pentru partea asta educațională, cred că este în regulă să le arătăm copiilor cum interacționează. Bun, haideți să testăm acum. Da. Ceva se întâmplă. A, într-adevăr, am apăsat asta stânga și dreapta în loc să mă joc cu tastele A, W, D și S. Da? Bun, ia să vedem. Așa cum ziceam, pisica schimbă culoarea, da? În momentul în care interacționează cu mărul, pisica își schimbă efectul de culoare cu 25, care e practic niște variabile care schimbă culoarea. Sigur, putem să facem o schimbare și mai drastică. Da? Nu e foarte observabilă, dar cred că ați prins ideea. Bun, în același timp am putea să facem mărul să spună ceva în momentul în care îl atinge pisica, da? Am putea să facem un sunet, am putea să-l facem pe el și pe el să schimbe culoarea, sigur, diferite combinații. Însă pentru că ne îndreptăm încet, încet spre sfârșitul webinarului și pentru că dorim să vă dăm și ocazia să puneți întrebări, ne vom opri aici, cu mențiunea că sigur vom continua să dezvoltăm astfel de jocuri în webinarele următoare. Acum, înainte de a vă spune care este tema pentru webinarul viitor, practic, aș dori să menționez că, așa cum zicea Ana la început, vă încurajăm să ne dați feedback, să ne spuneți cum vi s-a părut, a fost prea simplu, aveți nevoie de exemple mai complexe. Suntem aici să vă ajutăm și să ne mulăm după nivelul dumneavoastră și nu putem să facem asta decât dacă ne spuneți dumneavoastră, uite, e prea ușor sau nu, e prea repede. Sigur, orice informații, orice feedback aveți, puteți să ne spuneți dacă v-a plăcut, primim și laude, nicio problemă. Și nu înainte de a trece la partea de întrebări, aș vrea să vă menționez și tema, poate aveți întrebări și la partea aceasta. În primul și în primul rând, pentru cei care nu aveți deja un cont online pe platformă, vă rog să-l creați. Vă ia maxim, maxim 3 minute, nu cred că va fi un task dificil. Va trebui să aveți sigur o adresă de e-mail, însă de acolo încolo totul va merge ușor. Și în al doilea rând, aș dori să vă rog să creați un joc în care aveți două personaje și un decor, sigur, la alegerea dumneavoastră. Primul personaj va trebui să fie controlat de săgețile stânga-dreapta, sus și jos, iar cel de-al doilea să fie controlat de tastele A, D, S și W, deci chiar cum am făcut astăzi aici. Iar personajul întâi își va schimba costumele atunci când se va întâlni cu personajul 2, iar personajul 2 va crește cu la următoarea mărime. Da?
Este practic o variabilă pe care o puteți modifica. Încercați eventual să adăugați mai multe costume, jucați-vă, pictați-le, puteți să le puneți, nu știu, anumite accesorii, puteți să le desenați, cum vreți dumneavoastră, nu e important. Așa cum ziceam, nu cred că ar trebui să vă ia mai mult de 30 de minute. Dacă aveți întrebări pe parcurs, suntem aici să vă răspundem. Și cu asta aș dori să vă mulțumesc pentru timpul și atenția dumneavoastră. Deschidem încă o dată sesiunea de întrebări. Dacă aveți ceva care nu este clar, vă rugăm să ne contactați. Din nou, contactaron@predaoviitor.ro. Vom reveni și noi cu un e-mail cu această temă și cu date despre termenul limită, pentru că, așa cum vă ziceam, dorim să verificăm tema dumneavoastră, să vedem ce ați reușit să faceți, suntem mai mult decât curioși. Așa, și cu asta deschidem din nou sesiunea de întrebări. Dacă aveți orice întrebare, fie că este vorba de Scratch, fie că e vorba de o anume chestiune practică legată de webinarii, vă rugăm să le adresați. O scurtă precizare legat de temă. Oana, aceștia o să ne trimită link-ul pe contactaron@predaoviitor.ro. Oricum, aceste detalii vor fi clarificate și în mail-ul cu care vom reveni zilele viitoare. Acum, cu întrebările, avem o primă întrebare. Dacă se pot mișca simultan toate personajele? Sigur. Important este, de exemplu, în momentul în care dacă le folosim taste, și dacă folosim taste, de fapt, putem să le facem să se miște. De exemplu, haideți să vă arăt foarte rapid. Dacă folosim exemplul oferit de cei de la... Oare îmi vedeți ecranul? Ana, îmi vezi ecranul? Da, îl vedem. Totul e ok. Ok, perfect. Bun. De exemplu, dacă începem cu, în momentul în care dăm click, da, folosim exemplul dat de cei din Scratch, la infinit îi zicem, te rog, mișcă-te, înaintează 10 pași și rotește de 15 grade, da? Și facem același lucru și cu pisica. Deci, momentan am rotit mărul și vreau să fac același lucru cu pisica, da? Deci, folosesc același eveniment când dau click pe flag. Vreau să, ca la infinit, să mi se miște, să înainteze 10 pași și vreau să se rotească, hai să se rotească în cealaltă direcție. Ok, hai să vedem. Deci, practic, pot să controlez cumva, da, dacă pot să-i spun așa, mai multe personaje simultan. Da, sper că v-am răspuns la întrebare. Mai așteptăm puțin pentru întrebări. Dacă nu sunt întrebări, oricum ne găsiți oricând la contactaron@predaoviitor.ro. Da. Eventual, persoana care a întrebat poate să ne spună dacă i-am răspuns. Mă gândesc că e clar, doar că aș vrea să fiu sigură, cum ziceam, de multe ori poate să vin peste explicații. Da, este în regulă. Bine, mulțumesc. Oana, cred că ne oprim acum, ne oprim aici. Mulțumim mult pentru webinar. Iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim, cum spuneam, zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Oanei, înregistrarea webinarului acesta și tema și explicații despre temă. Mă grăbesc acum să închid webinarul pentru ca formularul de feedback de final să vă apară în câteva secunde pe ecran. O să avem rugămintea să-l completați. La revedere și ne întâlnim online la următorul webinar Scratch. Vă aștept. O seară bună!